Se zice că nimeni nu este proroc în țara lui. Ei, în această seară am demonstrat că nu este chiar așa. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Trebuie să menționez firma de producție românească Abyss Studio Mitra Film, care a făcut posibilă această producție. Regizorul Alexis Sweet, britanic de origine, care locuiește în Italia, și întreaga echipă de costume, machiaj, păr, locații și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, vă aștept cu răspunsuri pe măsura posibilității și încă o dată vă mulțumesc frumos pentru această primire călduroasă și minunată la mine acasă și aș vrea să vă aplaud și eu. Și în același timp, încă o dată mulțumesc domnului primar pentru această frumoasă invitație și pentru onoarea și bucuria de a fi în această seară alături de dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, domnule primar! Deci, cu drag, dacă aveți întrebări, poate avem un microfon pe care putem să-l împărțim și... Cum e să fiu regină? Nu vă aud, ne-mi pare... De microfonul. A, pe domnul, nu știu, să vină să răspundă. Domnul e regalist, am observat insignele de pe piept. Mulțumesc pentru flori. Eu îmi doresc acest lucru, dar îmi dau seama ce muncă este și am văzut, de fapt, și costurile enorme care au fost în această producție. De aceea, eu personal nu știu nimic în acest moment, dar a fost foarte bine primit de publicul român, filmul. Cum am spus la început, al doilea cel mai vizionat film din țară. Pe primul loc a fost un film pentru adolescenți, n-ai cum să intri în competiție cu ei, dar filmul a fost foarte, foarte bine primit, oameni care s-au dus și l-au văzut de 2, de 3, poate chiar de 4 ori. Deci, publicul vrea acest gen de filme, publicul are nevoie, oamenilor le place să vadă acest lucru, de aceea această scuză de publicul cere ceva, mi se pare cunoaștem istoria și e nevoie mai mult ca oricând să fim bucuroși și să fim demni și mândri că suntem români. E nevoie. O să vedeți, dacă călătoriți, că niciun britanic, niciun italian, niciun francez niciodată nu-și denigrează țara. Noi, ca români, e primul lucru pe care îl facem când mergem în străinătate. Acest lucru e nevoie să se oprească. Cunoașteți-vă istoria, fiți mândri și bucuroși că sunteți ceea ce sunteți, că trăim în acest pământ care este minunat și să nu ne reprezinte 1, 2, 3 politicieni care, de-a lungul timpului, nu ne-au făcut cinste. Noi suntem mai mult de atâta. Deci, asta este mesajul meu. Și mi-aș dori să trăim aceste adevăruri mai mult decât doar o dată sau de două ori pe an. Noi le trăim de două ori în Vrancea, ca 24 ianuarie și 1 decembrie. E nevoie să trăim mereu acest sentiment, pentru că un britanic trăiește mereu cu sentimentul de demnitate și de mândrie că este britanic. Am lucrat la un moment dat într-o circumstanță unde, mă rog, la Royal Ascot, în Anglia, unde vine regina. Fiecare an, se plimbă în fiecare zi cu trăsura și la un moment dat vorbeam cu cineva și spuneam, domnule, dar mi se pare o cheltuială foarte mare. Este o cheltuială foarte mare, familia regală britanică. Nimeni nu a spus nimic. Toată lumea știe acest lucru, dar nu contează. Este un simbol, monarhia. Nu contează. Au acest pilon, au această reprezentare. Este o instituție, monarhia, președinție, așa cum este ea. Și necesară pentru noi și mă bucur că a fost atât de bine primit. Filmul foarte bine, suntem români adevărați. Știu, s-a vizionat foarte, foarte mult aici. Vreau să vă întreb, fiindcă tot ați făcut cunoștință în film cu ziariștii de pe vremea domnului Brăteanu, cum vi se par ziariștii de atunci comparativ cu cei de astăzi? Așa, cum... Eu am avut contact cu cei de atunci, cu cei de acum prea puțin, așa că pot să spun că cei de atunci erau buni. Vedem cronicile. Și cei de acum au vorbit foarte frumos despre film. Deci. Încă o întrebare mai ușoară sau știu eu, nu știu. În timpul cât ați filmat Regina Maria, v-ați transpus în personajul respectiv,
A durat mult filmarea. Când ați venit acasă, de câte ori a spus lui Nicolas Nando? Niciodată. Înseamnă că ești un om norocos. Niciodată. Mulțumesc din suflet. Poate în vis. În vis avem voi. Da. Da. Bună seara, Roxana. Bună seara, unde sunt? Aici. Ah, bună seara, ce faceți? Mă bucur să te văd. Și eu mă... Eu știu așa că actorii care fac roluri mari, și ăsta este un rol mare, pentru noi românii cel puțin e un rol de mare suflet, să zicem, dar numai dacă ne gândim la povestea inimii Reginei Maria. Absolut. Și un asemenea rol marchează, de fapt, și pe cel care îl interpretează. Te-a marcat într-un fel? M-a marcat în multe feluri, pentru că pur și simplu sunt multe, multe lucruri care m-au marcat și încerc să nu mă gândesc prea mult la ele, că mă enervez. M-a marcat în primul rând patriotismul și demnitatea și puterea cu care a luptat această femeie, de fapt străină de noi, pentru renumele nostru și pentru promisiunea pe care a oferit-o soldaților în primul război mondial de a duce la capăt România Mare. M-a întristat că nu mai vedem acest lucru și mă întristează în continuare că nu, dincolo de multele lucruri care se întâmplă, nu mai ne reprezentăm, primul rând noi ca simpli oameni, țara cu demnitate. Mi se pare groaznic și de fapt e din cauza acestor ani de comunism care au fost, în primul rând. Acest lucru m-a marcat în primul rând. Bine, ea fiind și britanică, avea acest simțământ de țară, de a reprezenta țara și de a fi demnă. Dar m-a pus pe gânduri foarte mult. Oare ce s-a întâmplat cu noi în toți acești ani de nu mai suntem mândri când spunem că suntem români? Ce s-a întâmplat cu noi? Chiar atât de mult ne identificăm numai cu ce vedem în ziua de azi, de nu putem să dăm la o parte un pic și să ne citim istoria. Totuși avem atâția oameni în istoria noastră care fac cinste numelui de român. Totuși, ce se întâmplă? Chiar atât de orbi am devenit? Asta mi se pare grav. Asta face un britanic sau un francez. Se raportează la trecutul lui. Nu stă constant în prezent. Pentru că un britanic niciodată nu o să stea zică Nigel Farage mă reprezintă. Nu. Sau Boris Johnson. Toată lumea știe că sunt cum sunt. Dar ei se raportează constant la trecutul lor. La oamenii adevărați pe care i-au avut. La personalități din cultură. Cred că mai mult că oricând e nevoie să facem și noi acest lucru. Asta m-a marcat. Ce s-a întâmplat cu noi în tot acest timp de am devenit atât de rușinați de noi ca nație. Și eu văd asta în străinătate. Văd asta. Rușinea de a spune că ești român. E grav. Și e nevoie să se schimbe asta. Dar cred că se schimbă. Om de la om putem face acest lucru. În primul rând, începând cu noi. Să nu mai avem așteptări de la alții, să începem de la noi. Dacă spunem că suntem mândri, că suntem români, primul lucru de care suntem suspectați este că avem afinități politice sau... Nu, pur și simplu cred că am o datorie de a fi... de a-mi cunoaște istoria și de a-mi asuma identitatea. Nu, nu ține de politică, nu are totul legătură cu politica. Ține de mine ca om. Ține de educația pe care am primit-o de la părinții mei, de la profesorii mei. Am crescut, eu sunt foarte mândră de orașul în care am crescut. Am învățat la școala numărul 9 Ștefan cel Mare, adică Unirea, oameni extraordinari, profesori care ne-au dat o educație aleasă, să spun. Am avut oameni extraordinari, niște profesori extraordinari, care... Nu știu, am crescut cu acest simțământ și vorbind cu oamenii din generația mea, să știți că cam toți suntem așa. Suntem, avem, cred eu, anumită, o oarecare coloană vertebrală și o bucurie că suntem de aici, că suntem români. Noi părem triști sau bună, Roxana? A, bună, Olimpia! Bine venit! Dar părem triști cumva sau... De ce spui asta? Suntem români? Păi nu știu, că ai insistat că... Da, am insistat pentru că... Noi părem triști, adică eu sunt mândră că sunt româncă și foarte bine că suntem români și cred că sunt foarte mulți fericiți în sală, cred. Da, în seara asta sunt foarte mulți fericiți. Ne bucurăm când ne aducem... De ce să suferim pentru alții care nu simt și care fac țara? Eu cred că suntem foarte mulți, chiar și în sală, acum, care reprezentăm România foarte... Asta este adevărat. Eu mi-am dat o lecție, eu mi-am denigrat țara. Ia uzi. Mare rău pentru asta, mie mi-a dat o lecție. Bun, perfect. Un
om câștigat. Mulțumesc pentru onestitate. Și eu am avut aceste simțăminte și pe undeva inconștient ne sunt inoculate aceste lucruri, dar felicitări pentru onestitate și este foarte bine să recunoaștem și să îndreptăm aceste lucruri. Nu este absolut nicio problemă. Dar cred că întotdeauna credem noi ca români că iarba e mai verde dincolo. Sau, nu știu, sunt atât de obosită noaptea când prea mai visez. Avem și un copil mic, așa că prea am timp să visez. Nu, am la solicitarea domnului primar, domnul Traian de la cultură. Am la film și la carieră. Nu, n-am avut, v-am zis, nu, vise nu prea le-am cu visele, pentru că sunt foarte obosită noaptea, încât nu mai am timp de visa. Da. Așa că întotdeauna mă trage orașul meu, vă dați seama, am afinitatea aceasta și m-am bucurat enorm că am putut să fiu, mai ales în acest an și să fie și filmul în această perioadă în cinemauri. Este extraordinar, este o așezare a lucrurilor minunată. Pentru asta sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare. Inițial a fost o audiție în Londra, a venit cea care a avut ideea originală pentru proiect, Brigitte Drodlov, care a și scris scenariul. A venit în Londra, a dat audiție cu mine, a durat foarte mult, vreo 3 ore, și a trimis înregistrarea la producție în București și după aceea în ianuarie, asta a fost în decembrie, și în ianuarie am venit și am dat o probă cu un costum cu celelalte personaje, nu știu câte actrițe au chemat, nu știu absolut nimic, nu știu care a fost concurența. Pe ce m-am concentrat a fost să fac eu cât pot de bine în acel moment. Dacă mă gândesc, dacă m-aș fi gândit cât de greu este, pierdeam. Am zis, fac tot ce pot în acest moment și dacă e pentru mine, pentru că întotdeauna cred acest lucru, dacă e pentru mine, se va întâmpla, va fi. Dar e nevoie să-mi dau toată silința, adică nu jumătate de măsură. Fac tot ce pot și după aceea, dacă e, va fi. Și a fost.